Salutare tuturor și bine v-am găsit în un nou tutorial. Acest tutorial este pentru cei care joacă CSGO și ați luat Vagban sau Vag. Nu sunt sigur dacă mi-am zis pe Vagban sau nu știu. Dacă ați luat ban pe competitiv și nu mai puteți juca o grămadă de timp, cum am făcut-o și eu de asemenea 20 de ore. Păi, haideți să vă arăt puțin. Intrați pe Faceit, vă faceți faceit.com. Vă faceți un cont. Uitați cum intru eu ăsta puțin. Scrieți www.faceit.com. Vă faceți un cont, bine, uitați, sing up login, mi-e deja asta. Eu m-am conectat cu Facebook-ul și ăsta spuneți. Și ca să faceți, puteți să vă dați, uite, de exemplu aici în curs, puteți să scrieți să vă dați un nume la echipa voastră. Sau dacă nu puteți să lăsați, de exemplu, eu mi-am dat CSGO în cap, dar voi o să aveți team, cum te cheamă și... Cum să invitați prieteni? Deci fiți atenți, prietenii voștri trebuie să vă adauge pe Steam, de exemplu, să vă caute aici la search. Sau să invitați prieteni după e-mail, pare mi să și după asta. Ah, ok, deci mai party, faceți un party, puteți să-i adăugați prin butonul acesta. Nu cred că mi se vede. Uitați aici pe plusul ăsta, unde e CSGO în cap. Pe plusul ăsta puteți adăuga, uitați, you have no friends available. Sunt offline amândoi. Și ca să jucați, dați play game sau puteți să dați pur și simplu așa și dați play game. Vă pune CSGO și aici CSGO. 5 vs 5 premium sau 5 vs 5. Nu știu sigur dacă ce să stea, dar nu contează. 5 vs 5. Matchmaking event. Daily unranked leader sau un ranked, nu contează, lăsați așa. Play 3 more match to be ranked. Eu mai trebuie să joc 3 meciuri ca să ranked. Uite, with party, solo, with a team. You don't have friends in your party, friends or play solo. Sau play a solo și, de exemplu, în cazul meu așa și dăm let's play. Și aici stay free for now. Ok, și vă caută meciul încoace, uitați aici. Și o să vă arăt că nu vă trebuie, chiar dacă avem 20 de ore bani, nu contează. Vă caut un match aici. După aia trebuie să dai accept, pare mi să stați puțin. Da, pentru și nu merge, cred că merge doar așa, normal. Și haide să vedem să ne caute match-ul. Pentru că sunt cam puține servere pe Faceit, dar nu-i nimica. Și v-am zis, o să vă pun site-ul în descriere, faceit.com. Și da. Și dacă vedeți că nu vă găsește, puteți să anulați după butonul ăsta de aici. Uitați un minut, dar nu ne-a găsit. Deci dați aici, dai așa și dați uita team. Team of 5 require for this game mode. Create sau asta, dar în fine, nu vă las. La astea două, după cum vedeți, dați doar a solo. Așa, ce scrie aici? Suntem pe Broto Play into Free Later. Nu contează, dar stay free. Și ne găsește foarte greu asta, am observat, dar nu nimica. Și cu cât câștigați meciul, cred, câștigați anumite puncte care le puteți vedea aici unde e contul. Și cu punctele astea puteți să vă cumpărați chestii și chiar sunt reale astea, nu sunt fake. Și puteți dați aici la game, că voi nu cred că o să aveți CSGO, dați la game CSGO sau depinde ce jucați competitiv, că cam așa se văd că sunt și astea. Eu cum aleg asta, o să-l las pe ăsta. Ciudat, nu găsește meci.
Este, după cum puteți vedea aici, scrie Quick. Sunteți în Quick. Dar așteptați, pentru că aici o să vă scrie. Uite, uitați. Uite, ne-am găsit. Dați accept. Trebuie să-l accepte ca la încă unul. Trebuie să mai accepte încă unul. Sper să accepte căpana mea. Și uitați aici, am dat germanii. Să vedem ce aleg ei. Ei au ales France, noi alegem germanii sau nu știu, Sweden alegem. După cum puteți vedea, Team Swiss-UO contra Team DMX. Uitați, ăștia, noi, ăștia contra ăștia. Și noi alegem, s-a ales de Overpass. Aici puteți să vorbiți cu ei în un chat. Da, doi. Și votează capitanul. 2, please. Ce ți-am zis? Și cam asta puteți faceți. Your captain is voting, vedeți? Și s-a ales de Mirage. Și acum, când mergem Match Configuring, și aici o să vă bage. Dacă sunteți pe CSGO, o să vă bage. Trebuie să dați play aici, după care vă redirecționează. Uitați, Server Config, Save for Match, please. Și aici vă scrie, conectați-vă sau scrieți Connect, așa. Go to Server sau Connect asta. Dăm Go to Server, Open URL Steam Protocol. Trebuie să aveți ori asta, așa. Trebuie să aveți neapărat asta. Dacă nu vă merge chestia asta, copiți-o clipboard și... Da, stați puțin. Și după cum puteți vedea, m-a băgat aici, e în bară. În fine, cam atât a fost și episodul de tutorialul de astăzi. Dacă nu v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, bă!